Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou filmuleț, clip sau mic update. Pentru că am postat mai devreme noul update pe Facebook și am primit întrebări gen este pe bune, așa este, ai pus la Caterinca sau E pe bune? o să vă demonstrez că este pe bune. Și avem ultimul update pe 8 decembrie, CSGO Winter Update, care aduce un nou pistol. El se numește R8 Revolver. Și arată așa, din prima poză pe care o vedem pusă de cei de la Valve în joc, pe overlay-ul jocului. Și o nouă cutie numită Revolver Case, care aduce și ea la rândul lor, la rândul ei skin-uri noi. Bun, hai să trecem așa un pic cu în vedere noile skin-uri, iar ele fiind bineînțeles Fade, care Fade-ul a invadat așa deodată cam toate cuțitele și acum îl vedem fade-ul și pe revolver, dar și pe un mouse nou. Nu vreau să-i fac reclamă pentru că n-are rost, zic, nu? Dar ce contează? E SteelSeries, nu Sensei. Sensei? Sau Rival? Rival, cred că Rival. Rival Fade. Așa, și na, care e superb, n-am ce să spun despre el. Bun, hai să ne întoarcem la oile noastre și să prezentăm Revolver Case. Primul skin pe care îl vedem este Fade-ul pe Revolver, pe R8 Revolver. Deci că e Audi R8, așa. După care vedem M4A4 Royal Paladin, care arată într-un fel, nu pot spune că nu arată, arată. Avem încă un skin de cuțit numit Crimson Web, tot pe revolver, cum vedeți, n-am văzut skin-ul Fade și Crimson Web decât pe cuțite. Acum îl avem și pe noul pistol R8 Revolver. AUG Ricochet. Era un joc înainte de Ricochet. Nu știu dacă vi-l amintiți sau îl știți sau poate l-ați văzut în CS pack ăla. Ricochet. Îl avem acum și skin pe AUG. Desert Eagle Corinthian, care arată bestial. Nu știu, mie îmi place. Chiar arată foarte bine. Mai departe avem P2000 Imperial. Oh, frumos, frumos. Da, Yorick. Yorick parcă este un... era un ăsta, cum îi spune, un... erou, parcă? Nu erou, stai. Cum se numesc mă aia? Era ceva în LOL, oricum, parcă. Sold off Yorick. Da, frumos, dar nu prea. Gay Gun number 1, numit și Scar 20 sau invers. Outbreak, îl vedem cu verde și cu... da, foarte, foarte șmecher. Trecem mai departe, Pepe Bison, Fuel Rod. Frumos ăsta, zici că are, nu știu, un loc de gloanțe sau ce ar trebui să fie aici jos, ceva chimic, biohazard, vedem și logo-ul de la biohazard aici, e toxic, armă toxică. Avem Negevu, power loader, vedem cu galben, cu albastru, negru. Foarte, a, uita și alb un pic pe țavă și pe aici, pe deasupra patului. 5-7,
Retribution. Bă, arată bine. N-am ce să zic. Chiar e mișto. E cum trebuie să fie. Chiar e șmecher. Designul care l-a făcut are plus 1 de la mine. SG553. Tiger Moth. Da. Are așa un pic de Tiger pe el. Nu pot spune nu. Trecem mai departe la Techno Avalanche, care chiar arată bine. Ăsta cred că o să-l și cumpăr vreodată în viața asta. Pe bune, arată chiar bine. Un shotgun ăsta XM1014 Tech Club Burner, care, da, e într-un fel anume. Vedem cu flăcări, cu verde puțin pe aici. E la locul lui. Trecem la o armă mult mai bună. Cred. Bine. Cred că una dintre cele mai bune arme din joc. AK-47 Point Disarray se numește. Un skin. Ce vreau să vă spun este că le văd pentru prima oară. Adică nu m-am uitat înainte și am zis asta e, uite, să le văd sau astea. Am văzut doar că e case și atât. Bun. Revolver case AK-47 Point Disarray, care arată destul de ok, zic. Rea nu e, asta e sigur, rea nu e. Am văzut că skinurile de la AK au început să fie din ce în ce mai arătoase, mai mișto. Trecem la Pro 90 Shapewood, care chiar zici că are lemn pe ea. Foarte mișto și asta făcută, e extraordinar, adică vreau să iau statra, că e foarte tare. Trecem la Gigan number 2. Numită Executioner G3 SG1. E... Da. Da, n-am ce să zic. E... Da, are cu oase pe aici, cu nebunii de-astea mai avem. Un fel de cap de mur pe aici, cred, a? Ceva de genul, da, nu, poate. Și cam asta a fost revolver case-ul. Da, așa arată în poză revolverul, hai să vă arăt cum, nu, stai că nu aici, hai să vă arăt cum arată el în, în inventar, cam așa arată. Nu e rău. E ok. Bun. Cam asta este despre Aerop Revolver. Update-ul despre noul pistol. Bine. Asta este doar ceea ce vedem noi, în ce vom vedea toți în inventar și în overlay-ul acela. Urmează să vorbesc și mai departe despre cum se trage și cum arată el în joc. Așa, dar până atunci aș mai putea spune și despre noile update-uri, care le consider un pic ciudate, oarecum, să zic. Bun, eu am făcut medalia asta, Service Medal, pentru 2015. Cei care vor... ajunge rank 40, mi se pare, în 2016, vor mai face încă un New Year's Medal 2016 pentru următorul rank de 40 sau primii care vor ajunge la 40 imediat după Revelion în 2016, din câte cred. Așa. Mai băgat încă 5 secunde la timpuri. Spre exemplu, o rundă este de 1 minut și 55 de secunde, de la 1 minut 45, iar bomba explodează în 40 de secunde, de la 35 de secunde. Au schimbat un pic modul în care
Îți revine ținta cu AK-47 M4A4 și M4A1S silencerul. Asta înseamnă că atunci când tragi cu armele, ele revin la... își revin foarte repede, hai să zicem așa. Își revin foarte repede. Asta înseamnă că vei putea trage iar, adică altă rafală. Și bineînțeles pentru cei care folosesc one tap-ul va fi foarte ușor. Gândește că stai după un perete, one tap, one tap, one tap și e foarte, foarte ușor. Pentru cei care folosesc one tap. Încă o chestie nouă pe care au introdus-o este Automatic Killer Replay. Nu știu dacă ați văzut voi în alte jocuri, atunci când te omoară cineva, poți să vezi modul în care te-a omorât. Spre exemplu, parcă era la Battlefield. Nu aș vrea să amestec jocurile, însă nu mă joc atât de mult alte jocuri precum să-mi dau seama care sunt ori Call of Duty ori Battlefield, unul dintre ele, dar cred că Call of Duty ăla, nu știu sigur, deci nu e nicio problemă dacă greșesc. Îți arată exact ce a văzut cel care te-a omorât atunci când te-a omorât. Așa, iar Automatic Killer Replay trebuie să fie selectat da, ca să-ți arate ce a văzut și ucigașul tău. Așa. Ce au mai făcut? Au schimbat. Acuratețea pistoalelor atunci când ești în mers. Asta înseamnă că vei trage foarte prost cu anumit, nu cu anumită, cu, ba nu, anumite pistoale, cum ar fi beretele 5.7, Glock, P2000, USP, Tec-9, CZ-ul, și Glock-ul, dacă nu l-am spus. Cam asta. Așa. Încă o chestie tare. În competitiv poți pune pauză de 60 de secunde. Asta înseamnă că dacă echipa ta este condusă cu 14, 13 sau 15, 14 sau o chestie de genul și îți poți reveni la scor în joc, poți cere timeout. Cu vot, bineînțeles. Să zicem că ești pre-made de 5 și sunteți conduși cu 15-14 și nu vreți să pierdeți, vreți măcar să faceți în egal. Asta înseamnă că puteți vota pentru timeout de 60 de secunde în care vă refaceți voi schemele, vedeți ce și cum. O mică paranteză, revolver case, că acum mă uitam la el în față, în momentul acesta e vreo 7 euro. Dacă e să scadă și să o vinzi, primești 7 euro. O euro. Așa, bun, revenind. Poți cere timeout, 60 de secunde, vă adunați și poate veți câștiga o rundă și na, nu veți pierde meciul. Bun, asta e unul dintre update-uri. Asta este una dintre lucrurile noi care au fost adăugate, ceea ce mi se pare ok. Chiar e super. Au mai schimbat ei un pic pe Mirage Overpass și Train câteva chestii la design, nu prea multe, dar da. Bun, acum hai să căutăm și un match. Să vedem ce poate să facă acest pistolaș. Și cum trage, cum se mișcă, cum este. Scuze pentru scaunul meu foarte scârțietoare. Da, na. Pam, pam, pam. Tas 2. Bineînțeles că e tas 2. Nu cred că există vreo hartă pe lumea asta care să bată Dust 2-ul. Spre exemplu, dacă ai
intri într-un queue. Ia uite ce am luat. Dacă intri într-un queue și există DAS2-ul acolo, fi sigur că DAS2 va cădea. Deci nu există o altă hartă care să vadă DAS2-ul, din punctul ăsta de vedere cel puțin. Așa, am luat și noi revolver să vedem ce știe, ce poate. După cum putem să vedea, așa arată el pe... Season's Greetings. Încă un update făcut de Valve. După ce mori, ți arată Season's Greetings. Da. Îmi place și modul în care încarcă, e așa... E așa dur. Încă o chestie pe care vreau să o arăt este recoil-ul sau recoil-ul, cum vreți voi să-i spuneți. Bun, de fapt, hai să nu începem cu asta, nu începem cu altceva. Ca la orice armă în Counter-Strike, dacă apeși o singură dată, trage, da? Un singur click, click, atras, click, atras. Asta este singura armă din joc care apeși o dată și nu face nimic. Adică nu trage. Deci pur și simplu încarcă, atât, asta face. Se pregătește să tragă. Asta face atunci când apeși o singură dată, click, da? O dată. Bă, asta face. Să tragă pistolul, trebuie să ți apăsat. Știi ce zic? Adică și-a tras. Adică și-a tras, știi? Dar după cum puteți vedea, lanțele se duc acolo. Adică nu mai așa. Și poți ține apăsat cu pistolul. Poți ține apăsat. Adică ce înseamnă asta? Adică știți ce zic cu apăsatul? Te-ai pus în crouch sau ai stat în picioare și ți-a apăsat pe os. Nu glumesc. Pe bune. Bine, trebuia să vină unul să strice. Așa. Revenind. Mergem înapoi la locul nostru. Am lăsat. Așa. Ți-a apăsat. Cum? Uite așa. Așa ți-a apăsat. M-a văzut, nu m-a văzut. Se duc lanțele acolo. Asta în low range. În high range, da? În low range sau aproape, în apropiere. Mă, lasă-mă. Trăiți-a ție. Adam să-l cheamă. Credeam că mai e aici. Așa, în apropiere, dai mă că e tot acolo. Mai am luați. Așa, în apropiere se duc lanțele fix, adică unde tragi, acolo se duce glonțul. Incredibil. Și ți-a apăsat, adică nu așa. Încă o chestie frumoasă la pistolul ăsta, când încarci, adică e așa, se duce un pic în spate. Și încă ceva. Deci asta se întâmplă cu click stânga, da? Cu clickul normal. El mai are însă, deci când bam, te dă așa în spate, nu știu, te omoară Putin put out.
put in, put out. Știi ce zic? A încercat să facă și el o glumă. Așa, bun. Mai este o chestie. Pe secondary click. Mă, da, asta e chiar moist. Pe secondary vreau să ajung acolo să vadă pe mine. Bă, dar asta ce facem? Face o reîncantă? Hai că stau aici. Deci pe primary trage așa, da? De, acum țin apăsat și trag. Pe secondary el trage așa. Adică nu mai aștepți. Nu mai aștepți secunda aia, pur și simplu trage. Bine, nu ți-a apăsat, că dacă ți-o odată apăsat, o singură dată trage. Trebuie să apeși mereu. Bun, deci cam așa trage el, dacă nu aștept secunda aia. Care să-l omor acolo. A luat ăsta. Da, și cam atât despre acest pistolaș. Adams prin spate. Am atins bine și pe Adams. Câine, bineînțeles. Uite că e nu știu. Da, la fel. Da. Așa că am impresia că atunci când ești în apropiere, în low range, mai bine ai folosi secondary attack pentru low range. Sizzles, greetings, merci. Sper că v-a plăcut. Asta a fost micul de review. Și până data viitoare, nu pot decât să vă urez sau să vă doresc pace, dragoste și înțelegere. Un joc cât mai calm și cât mai plăcut în continuare. Salut.